Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit în ședință extraordinară. Două dintre proiectele de pe ordinea de zi au vizat desemnarea unui reprezentant al județului Dâmbovița în ADI Apă Dâmbovița și ADI Salubritate Dâmbovița. Menținându-se regula din mandatul anterior, propunerile au fost cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Dâmbovița, Alexandru Opra pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița și Corneliu Ștefan pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în județul Dâmbovița. Avem de desemnat un reprezentant al județului Dâmbovița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Dâmbovița și vă propun să respectăm regula existentă la Consiliul Județean de când s-au constituit acele asociații, anume ca fiecare să fie condusă de un vicepreședinte. Pentru ADI Apă, date fiind cunoașterea foarte bună a problemelor de la compania de apă, toate, și cele curente și cele care țin de finanțare europeană, vă propun pe domnul Oprea Alexandru, iar pentru Asociația de Dezvoltare, Reabilitarea Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în județul Dâmbovița, vă propun pe domnul vicepreședinte Ștefan Corneliu. Dacă sunt alte propuneri. Dacă nu sunt alte propuneri, o să rog aparatul tehnic să pregătească buletinele de vot. Noi ne continuăm ordinea de zi și vă rog să fiți de acord, conform tradiției, să exercităm votul la finalul ședinței. Cei doi au fost aleși prin vot secret. Alexandru Oprea a primit 28 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, iar Corneliu Ștefan a fost ales cu 32 de voturi pentru și un vot împotrivă. Au participat la votul număr de 32 consilieri județeni, voturi valabile exprimate 32. Domnul Alexandru Oprea a primit voturi pentru 28, împotrivă 4. Din rezultatele prezente, Comisia constată că a fost ales reprezentantul județului Dâmbovița, Asociația ADI Apă, domnul Oprea Alexandru. Proces verbal de desemnare reprezentantului județului Dâmbovița, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Reabilitare Colectării Transportului, Depozitării, Prelucrării de Deșeurilor Solide în județul Dâmbovița. Au participat la votul număr de 33 de consilieri județeni, voturi valabile exprimate 37. Domnul Ștefan Corneliu, ce scuze, a obținut 32 de voturi pentru, 1 împotrivă. Din rezultatele prezente, Comisia constată că a fost ales reprezentantul județului Dâmbovița. În cele două asociații de dezvoltare intercomunitară se dezbat și se aprobă proiecte majore privind activitatea companiei de apă Dâmbovița, dar și serviciul de colectare a deșeurilor menajere de la nivelul județului Dâmbovița.